Trei dintre tinerii reținuți au fost prinși în flagrant în Timișoara în timp ce vindeau droguri. Patru bărbați cu vârste cuprinse între 26 și 43 de ani, bănuiți de trafic de droguri de risc, au fost reținuți pentru 24 de ore în urma activităților desfășurate de polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Gorj, împreună cu procurorii de ICOT, Biroul Teritorial Gorj. La data de 9 iunie anul curent, polițiști din cadrul SCCO Gorj și BCCO Timișoara, împreună cu procurori din cadrul de ICOT, Biroul Teritorial Gorj, au prins în flagrant delict în municipiul Timișoara trei tineri în momentul în care ar fi efectuat operațiuni cu droguri de risc. Acțiunea a fost desfășurată în cadrul unui dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic internațional de droguri și trafic de droguri. Totodată au fost efectuate 5 percheziții domiciliare în municipiul Târgu Jiu, orașul Rovinar și municipiul Timișoara. Astfel au fost ridicate aproximativ 1.505 grame de cannabis, 7 grame de cocaină și 2 pistoale tip Airsoft. Totodată, în aceeași zi, au fost efectuate 5 percheziții domiciliare în municipiul Târgu Jiu, orașul Rovinari și municipiul Timișoara, în urma cărora au fost ridicate aproximativ 122 grame de cannabis, 2 cântare electronice de precizie, 6 comprimate ce conțin substanța activă încadrată în categoria drogurilor de mare risc de 150 de miligrame, 5 telefoane mobile, 21.900 de lei și 500 de euro. La data de 10 mai anul curent, bărbații au fost reținuți și introduși în arestul IPJ Gorj, iar ulterior au fost prezentați tribunalului Gorj, care a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile. Traficanții de droguri riscă să ajungă după gratii pentru faptele lor.